Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod! Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking aici alături de Iliuță. Zici și tu ceva, frate? Dar de data aceasta s-a supus să-l omor pe ăsta, că mă enervează că trage după mine. Mori. Mori în chinuri. Stați așa că nu pot să-l omor. Gata, l-am omorât. Bă, fraților, doar că în acest episod o să fie ceva schimbat. O să fac eu cu Iliuță. Ce ai uitat? Ai vrei să faci căcatul ăla. Ah, cu provocările? Da. S-a mort tu și ai făcut kill-uri acum cu alte arme. Deci gata, ai pierdut ce e pula, e deja warm-up. Da, e deja warm-up. Bă, fraților, m-am gândit aici alături de Iliuță. De fapt, eu m-am gândit și el a aprobat. Să începem o serie de challenge-uri în care noi doi o să primim challenge-uri de la voi. O să scrieți challenge-urile în comentarii și noi trebuie să le facem. M-am gândit așa ca un episod de start. Să facem un challenge să putem juca doar cu AVP. Așa că, Iliuță, ești în bază, așa-i? Uită-te la mine. Uită-te la mine ce trebuie să faci. Uită-te în spate. Uite, asta trebuie să faci și să-ți iei grenade și fire și ce vrei tu. Și trebuie să arunci pistolul, n-ai voie cu pistolul. Un kill cu pistolul înseamnă că ai pierdut challenge-ul, Iliuță. Stai că vin cu tine, că trebuie să lucrăm împreună, tu cu grenada și eu cu fire-ul. Și le luăm din HP și după aia îi luăm cu cuțitul, da? Deci în acest challenge, da, by the way, dacă mai vreți episoade de genul, dați și voi, frate, acolo online să facem 1000 de like-uri. Dă-i cu nade-ul, așa, și dau cu fire acum. Ah, ăla are Twitch-i nume, ăla face live. Ah, fuck. Stai că l-aștept aici. Pe live-ul lui. Stai că l-aștept aici. Tași așa și că l-aștept aici. Aaa, vezi că vine. Stai că mi-a dat, nu mi-a dat smoke. Tași că l-aștept. Uite-l pe ăla acolo. Doamne, sper să nu mă vadă. Nu, m-a văzut Ilie. Nu, a fost descoperit, a fost demascat. Gata, m-a omorât. Fuck. Nu trebuia să se întâmple. Ai murit și tu? Da. Coaie, vrea să-mi dea kick. Dă F2. Doamne. I'm doing a challenge, man. I need to get only AVP kills. Chill, we are going to win this, okay? We are going to win. Don't worry. But I only mamă, s-a enervat ăla primul. I-am dat din ea, mamă, ce? De fapt, stai că mi-i dau mut. I need to get AVP only, man. AVP only kills. Bă, m-a făcut idiot. Ne mai luăm grenade și runda asta sau lucrăm numai cu cuțitele? Sau hai să ne luăm smoke-uri cu aia și le dăm, eu omor cu cuțitul prin smoke. Ia smoke. Și hai după mine, pe BK, pe B, e mai ușor să-i omori cu smoke-ul. 2K. Ce a zis ăla? 2K? What? A zis ceva de 2K, mă, că n-am auzit bine. Uite că vorbești, mă, futuși pistea. Fii atent ce o să fac, Iliuță, o să dau smoke aici, a? Și o să-i omor prin smoke pe ăștia, fii atent. Fii atent, Iliuță. Uite-l mai în față puțin, te rog. Nu, că mă vede. Hai după mine, hai că ies aici și dacă îi dăm un cuțit fiecare îl omorâm, hai încoa. Na, mea. Ce-a fost aia cu aia, te-a văzut? Nu știu. Păi mie cum mi-a dat one-tap, e terminat? Și mie tot one-tap mi-a dat. Mamă, cu aia, noi ne gândeam că o să fie ușoară seria asta. Și da, puteți să scrieți orice fel de provocare vă vine vouă priminte și legată de țintă, nu știu. Să ne mărim ținta, să ne o micșorăm. Mamă, eu sunt la limită cu banii de AVP, tu ai? Eu zic, mamă, provocare, și... să cumpărăm 1000 de cutii și să le deschidem. Da, mă, nu mă provocare în meciuri, mă. Vreau să zic, Ilie, păi nu-i problemă, că le cumpărăm în timp ce suntem în meci. Nu, mai mă, apare nu. Acolo în chat, Zedo, am nu, challenge... Challenge de ăsta, frate, pe care îl putem face în meci, dar challenge-uri cât de cât normale, nu să joci doar cu cuțitul tot meciul. Probabil am putea să-l facem, dar la Silver 1, dar noi momentan jucăm la Gol Nova. Și practic o să facem challenge-urile astea pe conturile noastre. Știți ce zic? Deci o să facem, o lămor până cu cuțitul, fie că o să lămor până cu cuțitul Ilie acum. Nu te uita, hai. Este. Am bani de AVP, Iliuță. Am bani de AVP. I told you, man, we are not going to lose this. Hai să te văd și pe tine un kill. Stai aici, urcă de pe mine. Așa, și când vine ăsta, Q1 aici, când vine ăsta, luăm cu cuțitul, îl decapităm. Yeah, the bomb is big, Obi. Nu, hai să stăm cu bomba, Da, cu bomba, hai să stăm cu... Eu stau cu bomba, frate, eu stau aici. Dacă vine unul să ia bomba și când o plantează, țac, cuțit în spate. Hai că după runda asta ne putem lua AVP-urile, frate. Și da, nu uitați, bă, băieți, apăsați acolo pe butonul de like și dacă facem 1000 de like-uri, continuăm seria asta. Băgam ia șpura. Te-a omorât, urât. De unde vine? Ah, fuck, fix de unde am stat eu. Așa. Sper că nu m-a văzut că-s aici. Mamă, dacă m-a văzut, mă sinucidez. Pentru că nu m-a văzut. Nu m-a văzut. Este, mă, 2 kill-uri cu cuțitul. I told you, man, we are going to win this. Don't worry, ok?
Băi, 2 kg cu cuțitul, am 7000 trăiți iar. Nu. Mamă, e unul în spate și unul aici. Ăla din spate mai trebuie să-l omor. Da, să vezi ce-i fac. Hei! I-am aruncat armele. Opa, mamă, vezi că trage bine Nova-ul meu. Nice, good job, man, good job, very nice. Mamă, eu am, mamă, 0-0-3 a Elie. Ce-i cu scorul ăla? Ce-i cu scorul ăla, mă? Hai, gata, ia-ți AVP. Ce? Ce zic că ce-i cu scorul ăla? Și am zis CSF. A, CSF, n-ai CSF. Hai, doar AVP ai voie. Vezi să nu-l pierzi, că dacă-l pierdem acum AVP-ul, s-a cam terminat șmecheria. Da, mă, băi, deci vedeți, mă, ne descurcăm și cu challenge-uri. Păi nu, că trebuie să fie un părți diferite, că dacă ne mergem amândoi pe B și o să fie toți A și o să ia side-ul, nu o să mai avem șanse cu AVP-ul, că AVP-ul e armă de distanță, nu să stai la un metru de ei să-i omori. Știi? Deci ar fi super riscant să ia ăștia side-ul. O să pierd AVP-ul, suntem aici la Upper Park, nu știu cum până la mea zice. Așa scrie, nu muri, îndepărtează de că vine acum să te ajut. Te rog, eu nu mori, Ilie, că e cu mama, am crezut că tu ai murit, e greu cu AVP-ul, nu mă părăsi, Ilie. Ia pe A, se duc pe A ăștia. Hai, încearcă și tu să-i omori. Dă-ți fie OV-ul mai mare pe AVP dacă vrei, că pe AVP oricum nu prea sare ținta. Nu se vede așa de nașpa, știi? Poți să ți-l dai la 4. Fie OV-ul, zic eu. Mai na, să încerci și tu să duci cât de... Bra, mă, Eliuță, mă. Vezi că te descurci? Asta o să mă moare. Mamă. Ok. Am vrut să-i dau un wallbang, dar am zis las-o așa. Ce ți-a făcut ăla, mă? Mi-a dat wallbang, coaie. Guys, na, please. Nu fac asta. A, doar tu mai ești. Nice. Mi-a dat wallbang, coaie. Am văzut, dar dacă ești prost și faci, ai vrut tu să-i dai wallbang primul sau ceva? Păi normal, coaie, că dacă tragi prin ăla începe și el să tragă. E chestie logică. Bă. Na, ești deștept, te gândi mult la asta, Eliuță. Ce ai zis tu? Hai să-i dau wallbang pe aici. Hai, mă, fă și tu kill-uri 2 cu 4. Păi ce e asta, frate? Am și MVP deja. English, please, English. I don't know. I only know Chinese and English. Chinese, pe dacă am numele în chineză, să... Na, trebuie să știu chineză, nu? E o chestie... Hai că merg aici pe long. Upper Park se numește, dar de ce toată lumea zice long? What the fuck, Romania? Mamă, bine, Iliuță, opa! Hai, dai pic, frate. Hai că-i dau nade la ăla. Băi, n-ai voie cu deagle, tu ai tras cu deagle-ul. Nu, pula mea, m-a omorât băga mea și pula rasă. Las că e bine, ai omorât două persoane, e bine. Da, și iar mi-am cumpărat AVP. Ai, da. Please save my AVP, save my AVP. Save AVP, man, for him, please save AVP for him. Me and Zedo are doing a challenge. No, don't shoot me. We only... Please give me AVP. Dacă nu-ți da AVP, vezi că ai voie doar cu cuțitul. Ah, ți-a dat, măi, de treabă. Vezi, mă, ce fain e când ai de coechipier de treabă și faci challenge-uri? Că te ajută, n-ai treabă. Du-te pe B. Salvează tu B-ul, că mă duc eu pe ea. Mă descurc cu băieții. Mă, să nu mă ia pe aici de la spate. Asta. Mamă, eu am smoke-ul tău, coaie. Z2 smoke grenade. Trebuie să am eu grijă aici cu băieții. Să-mi spui dacă vii mulți pe B, bă. Bravo. Vin în ajutor. Mamă, ar fi fain să ne facem o echipă să joc, să facem toți challenger de astea cu aia. Uite-l. Unul mort. Ar fi fain să facem... Bra... Cu aia ești terminat. De ce faci? Mamă, mă mir de ce mi-au direct după aia. Mă mir că mi-apare party member band, dar omul dă prin perez, n-are o frică, Ilie. Nu mai dau, mă. Eu nu-mi iau bani. Nu, așa ziceai și înainte. Și acum să pui la finalul video din montaj de lămul aia cu One Game Band. Da, să pun așa. Nu, fix după ce ai zis tu faza. Stai, mă, liniștit că eu nu-mi iau bani. Și după aia să pun imediat cu secundă după Game Band pe profilul lui Ilie. Nu mai fă de asta. Nu mai fă, păi nu, adică știi, mai e și faza de noroc. Poți să joci și multe meciuri cu rage să nu-ți iei. Dar e și faza, na. Că poate fix atunci intri la Overwatch și te-ai belit-o. Știi ce zic? Mai ales că tu joci mult. Eu joc un meci pe zi, un meci la 2 zile pe contul ăsta, dar tu... Tu joci în fiecare zi ca disperatul și ai multe reporteri. Păi da, dar mi-au eu D-Rank. Că eu încerc să ranchez contul ăsta global și mi-au D-Rank din cauza ta. Băi, nu mai fi trebuit. Și bani mai ai de alt cont. Bineînțeles. Bă, fiți atenți aici, bă, băieți, știți contul ăla, site-ul ăla LOL Steam, de v-am zis eu de el, de puteți să vă cumpărați conturi ieftine și nu știu ce. Na, normal, conturile astea ieftine, na, îs furate, spui mie și poți să-ți iei recovery la ele, să-și iau omul contul înapoi. Bă, eu mi-am luat cont de 15 euro, că am zis, bă, hai să fiu sigur că nu mi-au refund. Omul meu, Ilie, și-a luat cont la 1 euro și încă nu i-a dat refund ăla de o lună.
Dacă tot ești nebunea, du-te și de un no-scope la asta. 360 no-scope. Dar nu prin perete, du-te și de așa un 360 de no-scope. Nu, că mor. Nu mori, dacă mor vin eu și te ajut. Și îți dau AVP, că am 11.000 de recu. I-am dat eu un no-scope pentru tine, frate. Bă, eu acum văd că singur, frate. Băi, dar zici și tu așa. I'm going to save this round, ok? Look at me, I'm going to win, guys. Hai să dau unde asta. Are mare AVP ăla. Pe ăsta l-am văzut că a intrat aici. Unul mort. Nu am timp cu aia. Am luat-o, că ăla nu mai apucă să vină. Fii atent. Mamă, coie. Easy, guys, I told you we are going to win. Hai că ăsta a fost play maker, zici și tu, Iliuță. Vrei AVP? Da. Unde ești? Uite, îți dau dragon-ul meu, ți-l... am crezut că ți-ai cumpărat coaie. Ți-a apărut instant acolo sus. Mamă, tu mi-ai dat comand? Thank you for commanding me, thank you. Mamă, mi-au dat 2 comand coaie. Thank you so much for commanding me, guys. Mamă, mi-au dat și comand băieții. Îți dai seama ce jucător bună-s? Oh, thank you so much. Încă... mamă, mi-au dat toți din echipă comand coaie. Ah, ba nu mă, cred că mă spamează cu comanduri, că văd că am primit de 4 ori deja. N-aveam cum să primesc de 4 ori comand când suntem 3. Ah, mi-au fi dat și adversarii, mai știi? Vezi acum și ad și de toate, gata, mă. Mi-am făcut echipa aici, ce să mai. Bă, băieți, fiți atenți aici. Dacă vă place așa de mult seria asta de challenge-uri, putem, dacă vreți, să intrați pe serverul meu de Discord. O să vă las un link în descriere. Deci nu uitați, aveți link în descriere cu serverul meu de Discord, dacă vreți să intrați. Și o să aleg persoane random de pe serverul meu de Discord și o să ne invit să jucați cu noi. Nu știu, eu cu Ilie suntem 2, deci mai 3 persoane am intrat în echipă și facem toți challenge-uri, bă. Dar neapărat trebuie challenge-uri respectat de toți din echipă. Mă rog, de toți care suntem în conferință. Ce zici, Iliuță? Sună bine? Să vină un român de la cu Silver 2 cu aia, să fac el challenge la Golnova. Când el nici la Silver nu se descurcă. Ar fi ceva, ar fi o idee super șmecher. Deci intrați pe serverul de Discord dacă vreți o chestie de genul. Hai să vedem aici, vreau un nou scop. Vreau să dau un nou scop, frate. Mamă, ar fi o idee de challenge, Ilie, numai nou scopuri. Numai nou scopuri cu seringa. Tu îți dai seama cum ar fi asta? Ok, l-am văzut pe ăsta și dau mare nou scop. Uuuu, my friend. Ce vorbești? Stă toată echipa spec pe mine, coaie, pe tine nu stă spec nimeni. Deschid unul pe short, omoară-l tu, să nu mă moare, că am 2 HP. Omoară-l tu, mane. Ah, fuck. Bravo, Iliuță. Era să intru în ăla. Mai zici tu ceva, cum ai ție piciorul? Foarte bine, coaie, în fiecare zi. Da, asta am vrut să zic și asta. Bă, coaie, cum adică dă-l în pula mea? El te duce unde vrei tu. El e ajutorul tău, e mâna ta dreaptă. E adevărat că nu pot să fac nimic fără. Păi eu ce zic, dar care e, dreptul sau stângul? Dreptul e, așa e? Dreptul. Mamă, dreptul. Cu ce mai scrie acum la școală, coaie? Nu pot să fac nimic. Cu ce mai scrie acum la școală, frate? Cu piciorul. Da. O, cu stângul, trebuie să obișnuiești acum cu stângul. Dacă nu mai e dreptul. Nu, oricum scriam cu stângul. Da, mă, tu ești stângaci, am uitat. Bă, fiți atenți aici. Dacă avem stângaci pe aici, dacă am abonați stângaci, spuneți-mi și voi, mă, mie, frate, că eu am un prieten stângaci care își pune mouse-ul în partea stângă când joacă. Adică el e stângaci, dar joacă cu mâna dreaptă pe calculator, se joacă cu mâna dreaptă pe calculator, nu se joacă cu stânga. Mi se pare foarte dubios să văd mouse-ul în stânga tastaturii, știți? Hai să dau un wallbang pe aici. Vem că dau un... ce, mă? Mam. Hai pe ea repede. Hai pe ea. Bambi? Du-te pe ea. No, the Bambi I think it's A. I don't know. Yes, the Bambi. Coaie, a trecut pe lângă el. El era aici și a trecut ăla pe lângă el și nu l-a văzut în pula. Care? Inamicu? Vezi că vine de pe long. Uite-te în stânga, apar parcă acolo. Nu da ninja. Sau poți să dai dacă vrei. Nu cred că dai. Fără mișto că dai. Fără. Te ajut eu, Ilie. Nice. Era să te omor. Oh my god, man, nice flick. Mamă, ce flick-ul dau. Zici, mă, te gândeai că o să fie greu, Ilie. Zici sincer, te gândeai că o să fie greu challenge-ul ăsta? Nu. Dar challenge-ul only no-scope, cu scout-ul, cu seringa. Cum crezi că ar fi? Îmi dau hack-ul tare și... Păi vezi că dacă îți dai FOV-ul la maxim cu seringa și dai no-scope, dai numai head la aia. Dar nu chiar așa, n-ai voie, cu FOV-ul mai mare decât 4 n-ai voie. Trebuie să fie ceva, că de aia se numește provocare. Să fie provocare, nu să-ți fie ușor să faci chestia asta, nu? Mi-e așa mi se pare corect. They are going gay.
Da, că le dau un scop la ăștia. Du-te, du-te aici. Vezi că e în dreapta, ai grijă. Ah, fuck, știau că veni pe aici. Nu e problemă de război, că ies direct prin smoke și pong. Mi-a dat, omă. Vezi că știi că e aici. Vezi că știi, vezi că l-ai auzit. Hai, nu-l urmări prin smoke. Acum, du-te, 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 bă, când vezi că... Ok, nu mai zic nimic. Am vrut să zic că când vezi că trage, să te duci repede, că până dă el reload. Da, na. Dă-i, dă-i nou scop prin asta cu aia, că e low HP. Dă-i, dă-i nou scop prin cutiile astea. Dă-i nou scop prin... No scope OMG. Wallbang OMG. Dacă îți dau acum reporte super pe mine. Da, îmi pun. Mamă, bă, voi vă gândesc că eu mi-am cumpărat contul ăsta la Gold Nova 2 și acum în Gold Nova 3 și Ilie și l-a cumpărat la Silver Elite și acum are Gold Nova 3. Și eu când zic că joacă mult, chiar vorbesc serios, nu fac miștori sau de astea. Omul chiar joacă, frate. Eu nu știu, n-aș mai putea să joc CS acum daily, adică nu daily neapărat, dar n-aș mai putea să joc CS așa la rank, la astea. Bine, îl joc pentru serie, adică să facem globalul, că ăsta e scopul seriei, nu? Că eu chiar vreau să-mi aduc toate rankurile, dar nu să-l joc așa tryhard, să mă enervez când pierd sau de-alea. Bine, nici Ilie, că pe Ilie îl doare în culo oricum când pierde. Avem bombă, avem, nice, ce bombă să mai avem, mă, că s-au descurcat. Mă, coaie, tu le dai la ăștia așa de urât? Că văd că nu mai e nou scop, headshot, de toate, ești nebun. Bineînțeles, dacă am hack. Păi da. Bă, tu gândește de că noi o să primim provocări, adică o să ajungem într-un rang mare, în Supreme, și o să primim challenger de astea. Ce părere ai? Tare. Tare, bineînțeles. După aia intrăm pe arma. Aia ziceți, mă, băieți, care va pe aici, care jucați Arma 3, pe serverul Altis Life Reborn. Și acum să comenteze, băie, de pe confu, da, frate. Edi. Ziceți și voi, mă, băieți, jucați Arma careva? Dacă jucați, intrați pe serverul Altis Life și când mă vedeți, intrați pe profilul meu ăla principal de Steam cu level 80. Ce server Altis Life cu... A? Așa se numește game mode-ul. Păi da, Altis Drive Reborn ăla, roleplay am zis. Păi ai zis doar Altis Life. Nu, am zis Altis Life Reborn. Renăscut, opa. Nu-mi fă bloc. Ba da, îți fac bloc, că nu o să-l omor tu pe ăla, o să vezi că nu tu-l omori. O să vezi că nu tu o să-l omori, Ilie, eu o să-l omor. I-am dat mare pifer să moară, baby. Fiind, dar că nu tu-l omori, Ilie, dacă zic că nu tu. Ți-am zis că nu tu, futu-ți piste aia. Și nici pe ăsta de aici, de sus, tot nu tu o să-l omori. Păi eu sunt mort, am mai dat ăla cu foc. Mamă, ce jumpshot i-am dat să moară Jaxana. Bineînțeles. Bă, doar tu ești tactic pe mine. Vezi dacă poți. Vezi dacă poți. Ia fără sulul Dani Mocanul ăla din clipul cu Abi. Nu pot așa la comandă. Păi cântă și fă-l. Mamă, cu aia s-a fost cel mai trist râsul ăsta. A fost râsul, râsul trist. Râsul care pornește greu. Ăsta cred că a fost râsul trist. Să moară Jackson, fii atent ce-i fac, fii atent ce-i fac, fii atent ce-i fac. Fuck. Am crezut că-l iau. Hai să vedem, să verificăm ca un om normal. Nu este aici. Fii atent ce flic îi dau dacă, dacă iese acolo, ce flic o să-i dau. Nu, 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 nu. Bă. He's B, I think he's going to plant B. Just hurry up, so he don't have time to plant. So he doesn't have... Nice. Am, mă, că și seria asta cu challenge-uri. Acum depinde, știți care e faza, bă, băieți? Acum nouă probabil se pare ușor meciul ăsta, dar noi am ales un challenge, n-am ales un challenge așa de greu. Adică până la urmă oricum eu jucam foarte mult cu AVP-ul și înainte, știți ce zic? Dar probabil o să primim challenge-uri și o să le dăm cu random ORG, știți? Adică o să înșir toate comentariile. O să pun, de fapt o să-mi fac eu un notepad, o să scriu acolo câteva provocări pe care le-ați lăsat în comentarii, o să pun un număr în fața fiecarei provocări, de la 1 la 20, de exemplu, dacă sunt 20 de provocări diferite, și o să dăm pic cu random.org-ul ca să nu ne alegem noi provocarea, știi, Eliuță, ca să fie și mai în suspans. Nu știu, chiar îți curios ce provocări o să-mi dați, opa. Chiar îți curios ce provocări o să-mi dați și vă zic sincer că mi-e și super frică de provocările voastre. Adică nu știu, vă cred în stare să-mi dați provocări de alea de ochiată. Bă, coaie, tu ai plecat în pula mea și te intră peste plecat noi niciunde, aici. N-am plecat niciunde. Las că-l țin eu, du-te la ăla din tunele, du-te la ăla din tunel, că-l țin eu pe ăsta aici, du-te tu. Mi-a dat mare flash-ul, dar a fost cel mai prost flash ever. I-am dat-o fără, ia uite-l, mă, doamne, Ilie. I-am dat și aici. De unde ai dat-o? De unde ți-o dat-o? Era în stânga sau a plecat? Nu știu. Nu știu, oricum, ești un dobitoc. Ai murit. Tu ești un pizdoi. Eu știu că sunt pizdoi, eu chiar sunt pizdoi. Și pe Samper am pizdoi, îmi zicea oia pizdoi. Pizdoi. Am apărut toată într-un episod de al lui Awake și mi-a zis Awake, uite-l și pe pizdoiul ăsta. Așa a zis. Da.
Eram mai mulți acolo care îl urmăream, dar nu cred că făcea, cred că făcea live, nu cred că am apărut în episodul, nu mai știu exact, știu că ne țineam mai mulți după el, știi? Și trăgeau ăștia după el, făceau DM pe el și am urcat eu pe mașina lui, am dat slash fall și mi-a zis el, uite-l și pe pizdoiul ăsta. Da, acum vreo 3 ani, 4 ani mai știu, nici nu cred că avea Rubiu cu aia. Cred că juca pe Orange, era admin. Știu că primise admin 2 sau nu mai știu cât o primit atunci. Cu aia mi-a aruncat, am crezut că mi-a aruncat ăla AVP și nu l-am luat. Avea admin, dar nu mai știu ce admin avea. Nici pe pizdoiul ăsta. Da, bă, să-i zici la cineva pizdoi, e în jurătură sau e pizdoi pur și simplu? Nu știu, mane. Eu nu știu de la ce vine chestia asta cu pizdoi, chiar nu știu ce înseamnă să fii pizdoi. Să fii piste. Hei! Gata-s, gata-s. Mi-au dat ăștia la grenade, m-au spart. Mamă, i-am dat-o prin flash la asta să moară Jaxana. Mamă, am auzit pe băieți aici. Ok. Bă, uite-te în spate dacă tu ești blue. A, tu ești purple. Mamă, ce frumos le-o dau la ăștia. 23 cu 5 într-un challenge only AVP. Băi, n-ai cum, n-o dai cu mine. Bine, am și intrat mai înainte. Pe ce server? Cum se numea serverul ăla de-a mi-dra pe el, bă? Uai, eu acum am dau seama, Iliuță. Noi o să ajungem la Tero. Și la Tero iară n-avem voie primele lunde cu nicio armă, doar cu cuțit și cu grenade. Nu, și? Mamă, păi vezi că eu nu cred că o să-mi iau nicio armă cu aia. Adică nu o să-mi iau nimic. O să țin doar cuțitul, că dacă luăm grenade în prima rundă ne stricăm din bani. Și o să ajungem prin a doua rundă, nu, prin a treia rundă cu 4500. Și dacă nu ne luăm nimic în prima rundă, o să avem banii de AVP în a treia rundă, știi? Deci ne bat două runde, după ne luăm AVP și gata. Asta e faza nașpa. Ok, hai să dau repede un pic aici. Ca să nu ne suspecteze nimeni. Mamă, stai aici, nu o să pot să-i dau, doar dacă mă ratează. Mamă, nu, nici n-a tras omul mine, nici s-a obosit să tragă în mine. Lasă că iau eu runda asta pentru tine, promit, Iliuță. Bravo, mă. Vezi că joacă bine Silver-ii ăștia. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Fuck, am vrut să-i dau un scope. La asta nu m-am așteptat. He's connector, he's connector, guys. Good job, good job. Good half. Mă mir că ăștia nu zic nimic că noi jucăm doar cu AVP-ul. Adică, na. Mamă, uite-te ce headshot trăit mic avem. L-avem pe cele mai mici headshot trăituri din match. Eu am 13, am dat mai multe head-uri. Eu mi-aș lua smoke să le dau la ăștia. Mi-am luat doar un smoke. Să pun smoke și să le dau cuțit prin smoke când trec pe lângă mine. Na, e o fază obvious, dar măcar știu că fac bani din a doua rundă. Că dacă dau cuțit primesc 1500 plus 2000 și ceva, s-ar putea să fiu la fix cu AVP-ul. Hai bă, e mai ușor aici. Fie că dau un smoke și intri cu mine. Stai aici, nu te du prin tunel, nu te du. Dau un smoke încolo ca să nu ne vadă ăștia. Și hai, vino repede. Am dat cel mai pro smoke din lume. Du-te că se luptă ăștia. Du-te că e unul aici, uite, e stânga ta. E după butoaiele, l-a omorât, e ok. Plantează, mamă, tu o să ai bani, fute-te în gură că plantezi bomba. Nu știu. De ce ai luat pistol, că oricum nu o să-l folosești. Bă, mai poți o chestie, ai voie doar o chestie. Să-i dai în picior cu pistolul și după aia să-i dai un cuțit. Dar vezi că nu, să nu-l omori. Nu mai facem cu tine, nu mai facem. A, ziceai să nu... Nu, eu mă refeream doar kill-urile să fie cu AVP-ul, dar dacă tu vrei, facem și așa. Oricum eu n-am făcut chestia asta până acum, deci nu... N-am dat fail la challenge, să zic așa. Îmi iau iară un smog. Ia-ți și tu. Mamă, no, I don't need, man, only AVP. I play only AVP, man. I don't need other weapons. Hai cu mine pe ea, că facem pe ea schema aia cu smog-ul de ți-am zis de ea. Schema smog. Sau nu pe ea, mergem, mamă, știu, gata, mergem pe connector, că acolo chiar că e strâmt locul și avem șanse mari să îi omorâm. Hai să vedem repede, bam, un smoke. Aici mergi cu shift-ul. Bine, mă, ți-am zis că merge schema și fain că îl mai omor pe unul aici. Fuck, n-am apucat să-i dau. Vezi că e fix în față, du-te pe el, că-l știi, du-te pe el, că ai info. Hai, hello, mai un cuțit trebuie, bine, mă, Iliuță. Bine, mă. Man, it's connector, you saw him. Yo, orange, connector behind you, man. He's connector. You saw him. Look, kill him. Good job. Bine, mă. Vedeți, mă, cu info, cu wallhack. Nici o treabă. Ia să vedem. De la soaniței. It's bang. Ia intră, mă, pe Twitch-ul ăla. Sau hai că intru eu. Sunt chiar face live ăla acum? Ia să vedem. Bam. Twitch, peace out. Ia, chiar face live-ul meu și acum?
Bă, zice că nu-mi suportă browserul. Stai că o să intru după episod să văd. Ai bani de AVP? Ai mă că ai. Ultima rundă aveți, nu e bani de AVP. Iliuță, ce părere ai avut? Ai, dă-i o notă challenge-ului ăsta pe care l-am ales, o notă și cum ți-a plăcut și cum ne-am descurcat. Eu zic că ne-am descurcat de nota 10 și mi-a plăcut 9. Și apoi vă lasă rece. Zi-mă, mi-a plăcut de nota 10 și... Nu, ăsta, bă, ne-am descurcat de nota 10 și mi-a plăcut 9. Tu cum ești? Cum îți notele tale pentru challenge? Ne dăm note singuri, oricum o să le dăm note la challenge-urile ăștia după ce ne lasă, dar acum ne dăm note singuri. Mamă, nu știam că cred că poți să tragi aici? Ah, nu poți să sari, au făcut ăștia o schemă, fut-o în gură, să nu poți să sari pe ăsta, să-i vezi peste zid. Băgam ia și picioarele. Zi-mă, Iliuță, nu-i dai și tu o notă, nu-i dai și tu o notă la challenge-ului? Mă simt prost așa, știu că am făcut challenge-ul și n-are nicio notă, frate. 7. 7? O să vedem la challenge-urile voastre. Gigi, mă băi, stai să vedem dacă am luat și rank-up. Chiar sunt curios, deci dacă am luat rank-up în challenge. N-am luat mă rank-up, urât. Bă, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo, fraților, un like. Să facem 1000 de like-uri. Nu uitați că mi-au zis băieții de la Eneba că au super oferte de Crăciun și un giveaway care constă în 50 de carton, mă rog, 50 de gift carduri a câte 20 de euro. Și aveți șansa să câștigați un gift card de 20 de euro. Să vă cumpărați ce joc vreți voi de pe site-ul lor la 20 de euro. Sper că v-a plăcut, dați fraților și voi acolo, dați să facem 1000 de lei, că am fost la teleshopping, așa-i? Da. Da, 20 de euro. Nu uitați. Da, și voi fraților acolo, hai să facem 1000 de like-uri. Nu uitați să ne lăsați challenge-uri. Nu contează dacă le-ați mai văzut la alții YouTuber sau... Da, și follow pe Instagram Raul2KA. Sper că v-a plăcut. Nu contează dacă challenge-urile sunt și de la alți YouTuber sau chestii de genul, chiar nu mă interesează. Contează să lăsați acolo un challenge. Facem un challenge la OneFlash. Da. Puteți să furați de la OneFlash challenge-uri dacă a făcut. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut.